nu! Phoebe a primit o sticlă atât de mică de băutură Hubba Bubba. Să vedem ce au ceilalți. Miley a primit o sticlă mai mare. Și Tina? Mama mia! O sticlă uriașă! Fugi! Wow, Tina! Ce sticlă uriașă ai! Nici măcar nu mă gândeam că există asemenea dimensiuni. Hai să începem cu Phoebe. Chiar dacă are o sticlă mică, cu siguranță e foarte gustoasă. E incredibil de bună! Mmm, delicios! Vreau să beau întreaga sticlă până la ultima picătură! Gata! Acum trebuie să încerc să fac un balon uriaș! Wow, cât de mare! Super! Cine vrea să continue? Miley, hai! Excelent! Nu am mai mâncat ceva atât de gustos de mult timp! Nu-i pot rezista! Trebuie să mănânc totul imediat! Apăsăm pe sticlă și... nu iese! Dar dacă are gust de cola, știu cum să o scot din sticlă! Am nevoie de Mentos! Punem câteva bomboane și vedem cum iese! Hai, hai! A funcționat! Ce delicios! Mmm! O, da! Vai, m-am lipit! O! Trebuie să le facem o farsă fetelor! Tina, bate palma! Ups, ne-am lipit! Poți să încerci! De ce aș vrea bomboana ta? A mea e de 100 de ori mai mare și cu siguranță mai gustoasă! Să încercăm? Haide, ieși! Fetelor, nu am destulă putere! Dar știți, mi-a venit o idee genială! Voi apăsați pe sticlă, iar eu încerc să mănânc conținutul! Acum! Acum! Mmm, ce gustos! Haideți! Apăsați mai tare! Am încredere în voi! Mmm, e atât de gustos! Gata! M-am înfructat atât de mult! Nu vă puteți imagina! Acum o să vă arăt ce balon mare pot face! Uitați-vă! Wow, ce balon uriaș de gumă! Se pare că ar trebui să ne oprim! Fetelor, unde mergeți? Sper că sunteți în regulă! O să vă așteptăm pe pământ! Eu am din nou un pachet mic? De ce nu am noroc niciodată? Eu am o pungă medie de Takis, dar sunt atât de picante! Nu vreau deloc! Dar stați așa, ce are Miley? Eu am o pungă uriașă de Takis incredibil de picante! Nu-mi vine să cred! Cum o să mănânc asta? Fetelor, cu siguranță nu voi fi prima! Începe Phoebe! Bine, cred că nu se va întâmpla nimic rău dintr-o gustare mică. Să încercăm! E doar un chips! Gustos! Dar mă ustură în gură! Măiculiță! Acum și din nas! Și din urechi! Ce să mă fac? Fetelor, scuze! Phoebe, deja vin să te ajut! Ține căștile! Cu siguranță te vor proteja de fum! Mulțumesc, Tina! Oh, se pare că oricum a ieșit afară! Nu vă faceți griji! Tina, acum e rândul tău! Nu-mi place deloc mâncarea picantă! Mă simt atât de rău din cauza ei! Bine, să gustăm Takis! De ce e atât de mare? Trebuie să mănânc totul rapid! Măiculiță! Phoebe, ajutor! Am foc în gură! Trebuie să facem ceva cu asta? Phoebe! Desigur, așteaptă puțin! Am un acvariu chiar aici! Poți să-ți bagi capul în el! Poate te va ajuta! Dar nu te speria, e peștele meu, Dory! Uf, cred că a ajutat! Și... iată-l pe Dory! Scuze, Phoebe! Ce bine că ai avut acvariul aici! Altfel m-aș fi ars! Acum încearcă și tu, Miley! Ce? Nu se poate? Fetelor, mi-e atât de frică! E atât de mare! Sigur o să ard pe loc! O să încerc puțin! Bine! Apuc de capăt! Măiculiță! Deja simt cum focul se apropie tot mai mult! Ce să fac? De ce sunt atât de iuși chipsurile astea? Mai e puțin? Și? Poate scap de intensitate? Nu! Spuneți-i mamei că o iubesc! Focul e deja înăuntrul meu! Fetelor, cod roșu! Trebuie să o salvăm pe Miley de incendiul interior! Puneți-vă căștile și stingeți focul! Multă apă! Încă puțină? Miley, ești bine? Echipa noastră de pompieri feminin a reușit să te salveze! Excelent! Fetelor, ați fost minunate! Asta a fost o sarcină dificilă! Wow, ați primit bezele de la Haribo! Minunat! Cine începe? Mmm,
Tina, ai niște bezele roz cu aromă de căpșuni! Grozav! O, nu se poate! Doar una atât de mică? Nu-ți face griji! Hai să vedem ce au ceilalți! Phoebe are ceva mai mare! Scoatem rapid! Wow! Ce bezea uriașă! Dar ce are Miley? Măiculiță! E imensă! Nu am mai văzut niciodată așa ceva! Arată foarte apetisant! Dar haideți să începem cu porția mică a Tinei! Mă descurc rapid! Trebuie doar să prind momentul potrivit! Acum? Oh! De ce râdeți? Da, n-a funcționat și... Opriți-vă să râdeți de mine! Oricum e gustos! Chiar dacă e puțin! E atât de moale! Și am o idee minunată! O să mănânc această bezea folosind un tocător de carne! O voi mărunți în bucățele mici! Le voi adăuga în cacao și voi bea totul! Nu e o idee minunată? E senzațională! Ce gust delicios! Foarte bun! Dar ce are Miley? Acum o să încep să mănânc bezeaua gigantică! E atât de moale! Să încercăm? Delicios! E grozav! Dar cum să o mănânc într-un mod neobișnuit? Ah, da! Am mănușa omului de fier! Cu ajutorul ei, o să prăjesc bezeaua și o să fac super gustoasă! Abia aștept să încerc! Ce delicios! Oh, îmi place foarte mult! Nu pot să mă opresc! Oh, da! Ce? M-am lipit? Măiculiță! Bezeaua m-a capturat! Fetelor, ajutați-mă! Scoteți-mă! Oh, nu! Ups! Scuze, Miley! N-am vrut! Vai! Miley a căzut într-o capcană dulce! Ce groaznic! E brânză cu mucegai! Scârbos! Și cine a primit o bucată mare? Măiculiță! Tina! Ai o bucată atât de mare și miroase atât de urât! Stai, nu-mi vine să cred! Phoebe are o bucată de brânză și mai mare? O, e atât de mucegăită încât poți să-ți pierzi conștiința! Fetelor, trebuie să o mâncăm mai repede! Să decidem cine va fi prima! Haideți să facem așa! Cine respiră prima, aceea mănâncă prima! Țineți-vă! Și... Miley a pierdut! Mănâncă brânza! Eu, e dezgustător! O să mi se facă rău! Ce scârbos! Dar bine, sunt gata să mănânc o bucățică atât de mică! Uf! Dar tu de ce râzi? Tu nu ai o brânză mirositoare? Îți reamintesc că o ai chiar sub nas și miroase groaznic! Mănâncă! Pentru așa bucată mare am cu siguranță nevoie de o agrafă! Miroase ca coșul de gunoi! Bine, încercăm puțin? Oh, e respingătoare! Iac, ce mizerie! Cine poate mânca atât de mult deodată? Sper că nu va fi ultima masă din viața mea! Ce am făcut să merit atâta suferință? Ce groaznic! Oh, am mai rămas o bucățică! Scuze, Miley! Dar nu mă pot abține! Oh, ce groaznic! Și eu am o agrafă! Dar ce e cu Phoebe? Își va mânca brânza? Phoebe doarme? Are o bucată de brânză atât de mare cu mucegai? Cu siguranță nu ar trebui să doarmă, ci mai degrabă să o mănânce! Hai să o hrănim pe prietena noastră Phoebe cu brânza ei preferată! Mănâncă, mănâncă! Mănâncă pentru mama, mănâncă pentru tata, pentru bunica, pentru bunicul... Și pentru noi, desigur! Excelent! Oh, Phoebe s-a trezit! Phoebe, chestia e că ai mâncat o bucată imensă de brânză cu mucegai! Ups, îți e rău deja? Fugi repede! Fetelor, cu siguranță nu i-a plăcut! Dar a fost incredibil de distractiv! Ți-a plăcut videoul? Care a fost gustarea ta preferată? Spune-ne neapărat în comentarii! Și nu uita să ne lași un like! Te mai așteptăm pe la noi! Pe curând!